se împlinesc în această zi de 11 noiembrie 96 de ani de când Polonia a scăpat de dominația marilor imperii și prin lupta eroică a poporului ei și-a redobândit independența și suveranitatea. Nu odată s-a spus că Polonia și România au trecut de-a lungul istoriei prin momente tragice, asemănătoare și au avut de suferit același destin. Ambele țări și-au câștigat libertatea deplină după primul război mondial și tot amândouă au căzut în 1939 sub securea odiosului pact Ribbentrop-Molotov. României au fost mulțe Basarabia, Bucovina de Nord și mai apoi Ardealul, iar Polonia a fost pur și simplu sfârtecată în două, fiind împărțită între Germania nazistă și Rusia comunistă. Țările noastre și-au recucerit suveranitatea și-au intrat cu demnitate în sistemul democratic european în același an de răscruce a istoriei contemporane, anul 1989. De atunci și până astăzi, Polonia a traversat o perioadă glorioasă de dezvoltare și modernizare, devenind un stat puternic și foarte respectat, ea fiind a șasea țară a Uniunii Europene, nu numai din punct de vedere al populației și suprafeței teritoriale, ci și ca dezvoltare economică. Din 1989 și până în prezent, între Polonia și România s-au statornicit și s-au amplificat continuu relații de colaborare economică exemplară într-un ritm deosebit de dinamic de la un an la altul. De exemplu, dacă în 2003 valoarea schimburilor comerciale bilaterale în suma 641 de milioane de euro, 10 ani mai târziu, adică anul trecut, același indicator a crescut de aproape 6 ori, ajungând la o valoare de 3 miliarde 628 de milioane de euro. Relațiile excelente între țările noastre sunt și în ceea ce privește investițiile de capital. La începutul anului 2014, de exemplu, erau înregistrate în România 719 companii poloneze, între care se numără și grupul CEH Varșovia, prezent pe platforma industrială din Râmnicul Vâlcea, care au reușit să revigoreze uzinele sodice Govora și să facă din ele un model industrial pentru economia județului nostru. Acest succes se datorează și domnului director general, domnul Victor Ulvanovski, pe care doresc să-l felicit și cu acest prilej pentru succesul de a se număra printre cei mai buni manageri din industria României. De asemenea, mă simt onorat ca în numele vâlcenilor, precum și nume personal, să transmit poporului polonez cu ocazia Zilei Naționale cele mai sincere gânduri și cele mai călduroase urări de prosperitate și pace. Vă mulțumesc!